doar o Constanța, Ștefan cel Mare, în fața propriilor suporteri. Îl avem astăzi pe antrenorul nostru principal, Mircea Renu, câteva cuvinte despre meci și întrebări. Da. Ultimul meci. Care cred că e cel mai important. Spune că de obicei ultima impresie poate să schimbe multe. Și noi asta o să încercăm să facem, chiar dacă am ceva jucători lipsă. Ei sunt suspendați și Dejan, Andrei Radu, Răuță, da? Care mai e? Am și ceva jucători cu probleme, sunt ușor răciți. Ricardo Grigore nu s-a antrenat ieri. Am reușit să fac 18, de 18 jucători care să abordeze meciul de mâine. A plecat cineva dintre străinile, da? A plecat? Deci mă întreb că dacă în a apărut în presă. Să vă confirm și eu. Au plecat, nu? Au plecat pentru că s-au făcut ceva greșeli în contract. Care a fost făcută pentru data de 15 decembrie și ultimul meci pe 21. Era greu ca jucătorii care au primit notificare să mai fie concentrați pentru să joace. De-aia a fost decizia de comun acord ca ei să plece. Oricum nu îi opream, dar totuși corect din partea noastră. Ce s-a întâmplat cu Iliev? Iliev? A fost o decizie luată în primul rând de el. Știam de acum o lună când am avut ședința la club. El și-a exprimat dorința să nu mai rămână. Mi s-a transmis din partea conducerii. Am fost corect cu toți jucătorii, cel care a jucat bine a continuat să joace. A avut ultimile două jocuri cu greșeli decisive. La primul joc a avut șansa că Popa nu a înscris. La golul 2 n-a mai avut șansa, n-a mai fost șansa nici de partea lui, nici de partea noastră. Și în momentul ce tu nu asculți de antrenorul tău, vorbesc de antrenorul cu portare Rădulescu. Eu, după ce a venit de la încălzire, înainte de meci, am spus clar, ai grijă, nu ieși din poartă dacă nu ești sigur, nu risca că nu trebuie să riști. În minutul 91 ieși la o minge în care el nu avea nicio treabă. Colțul cu careului de 6 metri, Eggman în duel cu atacantul, deci el nu avea ce căuta acolo, nu avea voie să riște. La experiența lui, deci n-ai voie să riști. Ce m-a deranjat cel mai tare, el în loc să meargă cu grupul la suporteri și să asume sau să fie alături de ceilalți colegi la care eu nu am ce să le reproșez, pentru că până în minutul 90 aveam 1-0, el a luat-o spre vestiar și a intrat direct în duș. Nu știu ce criză a făcut. Cât am fost, eu n-am făcut criză. Că ai mei fac crize după ce ies eu din cabină. Sau ai mei fac crize în vestiar. Ai mei nu fac crize în terenul de trebuie să faci crize în minutul 90. Că nu e primul meci pe care îl pierdem. Noi am pierdut 3 puncte acum, 2 puncte cu UTA, 2 puncte cu Rapid. Nu e mai nici de tactică, nici de organizare. Acolo e vorba de responsabilitate. E vorba de grup în care toată lumea se implice. Băi, băieți, mai sunt 3 minute, mai sunt 5 minute. El e un portar care nici nu prea vorbește. Nu că nu știe românește. Știe românește. Mai bine ca mulți. Deci trebuie să te implici. Că tu faci greșeala care o faci și după aia te fofilezi și spuneți că a avut... Eu când am vorbit cu el că a avut o reacție sau cum ai zis tu... E o criză, a făcut crize, de ficat de ce a făcut crize. Nu există nervi, trebuie să fii, să ai criză la evoluția ta, pentru că din cauza ta, și nu vreau să iau că mama acum zic că a fost numai vina lui, dar până în minutul 90 ne-am avut 1-0. A fost un meci de bătaie, un meci greu, după un alt meci greu cu Chindia, ați văzut cum s-a prezentat Chindia la meciul următor, n-a fost terenul greu aici, s-a jucat pe contre, pe ocazii, dueluri multe.
trebuie să și asum, nu trebuie să fii așa sensibil. Toți suntem sensibili. De ce grupul meu, de ce băieții mei care au luptat la meciul ăsta să fie aliniați să stea 30 de minute într-o parcare? Să ne și asumăm când sunt momente de astea, nu? Mai ales la jucătorii cu experiență, mai ales la jucătorii străini. Și cu băiatul ăsta s-au făcut ceva sacrificii financiare, vorbesc. A fost prea mult ce s-a întâmplat lui Sorescu, prea ansamblu? N-am văzut, eu atâta eram de nervos că nu mai vedeam nimic, îți dai seama că... Că a fost imaginile. Am văzut imaginile, se mai întâmplă. Da, am văzut, dar voi acum vă axați doar pe incidentul ăsta. Nu uitați că suporterii au ținut clubul și anul trecut și anul acesta. Și DDB-ul, și Peluza Sud, și PCA-ul. Toată lumea nu fac diferențe între ei. Sunt suporterii noștri, toți au participat momentele grele. Și s-au donat peste 2.500.000 de euro. Sunt și ei la limită. Sunt și ei la limită cu ceea ce se întâmplă aici. Dar nu e, oricum noi săptămâna, am mai prins-o eu la meciul cu în cupă, cu CSR. Dar cu, și aici acum a fost. Deci, mai spunea Dănuț Lupu că mi-am expus jucătorii. Nu mi-am zis, din contră, i-am protejat. Noi am fost opriți prima dată pe autostradă, deci în mijlocul câmpului. Și atunci am stabilit cu ei că o să mergem la primul PECO și o să cobor să vorbesc eu cu ei. Am coborât, dar ei au vrut să vorbească cu jucătorii. Dar între timp noi am anunțat organele de ordine care au venit să fie acolo. Deci nu a fost ceva în care noi am luat soluția cea mai bună. Și au stat 10 sau 15 minute în care au vorbit cu jucătorii, n-au fost incidente, n-au fost înjurături sau ceva de genul ăsta. Poate întâlnirea cu Farul. Aduți aminte ultima când erați antrenor la Farul și ați întâlnit Dinamo? Nu mai contează. Eu sunt antrenorul lui Dinamo. Acum pe mine mă interesează echipa mea. Mă interesează să luăm cele 3 puncte, chiar dacă sunt probleme de efectiv. Sunt și ceilalți jucători care au șansa să joace. Este ultimul meci. Am zis că după ultimul meci să discutăm și cu conducerea și o să ne facem lotul, să vedem ce jucători ne trebuie pentru începutul sezonului. Farul, nu mai vreau să vorbesc de alte echipe. Normal, o echipă foarte bună, bine organizată, cu un antrenor foarte bun, cu jucători talentați, cu un lot foarte bun pe care eu nu l-am avut când am fost acolo. Eu jucam cu Andronache Vârf, care nu mai știu pe unde e. Și e clar că nici ei nu trebuie într-o perioadă grea. Ei au un obiectiv de a se califica în play-off, dar că toată lumea va lupta pentru cele 3 puncte. Dezavantajează cumva faptul că îi prindeți după prânderea cu CFR? Și chiar dacă câștigau, tot așa era. Eu știu cum să pregătesc acolo meciurile. A fost o perioadă în care Dica a preluat echipa și știu cum. El pregătește foarte, foarte bine meciurile. Vă îngrijorează la ce statistică au avut? Au ținut vreo 7 CFR și iată ocazie. Adică ce să mă îngrijorează? Trebuie să te prezinți clar impecabil la un meci cu Farul? Trebuie să faci un meci foarte bun ca să iei cel puțin un punct, asta e clar. Dar v-am zis, eu să tapez pe ultima impresă care contează. Și n-au, deci am câștigat un meci. A fost un meci care l-am avut la mâna noastră, am pierdut din cauza noastră. E un adversar dificil, Gheorghe Hagi? Poftim? E un adversar dificil, Gheorghe Hagi? Păi nu juc eu cu Gheorghe Hagi. Dacă jucam eu cu Gheorghe Hagi, nu știu dacă aveam șanse așa mare, dar aveam șanse, că am jucat și împotriva altor jucători la fel de mari ca și Dică. Dar e un meci special pentru dumneavoastră personală? Nu există, nu există niciun meci special. Pe mine e un meci important pentru echipa mea, nu de meci special. Nu știu. Dar n-am nicio legătură cu ce s-a întâmplat acolo la Far sau la Vitor. Farul poate fi o variantă pentru Dinamo? Tânciulescu, nu? Niculescu, nu? Propune și tu pe altcineva, că n-a fost aici Patrick Petre.
El nu s-a impus acolo la, la echipa. N-ai jucător cu, cu calități. La el mai am în echipă jucător cu calități, dar încă că n-au reușit să le exprime în teren și au nevoie de timp, de răbdare, au nevoie ca în jurul lor să fie jucători cu experiență, jucători buni. Pentru moment, noi ne căutăm. Da? Mersi!